Da. Bun, ce se întâmplă? Acum 5 minute a apărut știrea dimineții, ca să zic așa. Se retrage domnul Voicu? Nu știu, apropo, nu știu despre ce vorbiți, sincer. Nu-mi dau seama. Vorbiți serios acum, că nu știți? Păi nu, nu știu de ce ar fi știrea dimineții, adică ce s-a întâmplat ceva, nu-mi dau da, seama. Deci ProSportul a dat acum 5 minute că Eugen Voicu se retrage de la Dinamo, cedează pachetul majoritar de acțiuni și că pachetul îl va prelua printr-o majorare de capital Renovațiu. Nu pot să comentez că nu știu informația, nu știu despre ce e vorba, mi-e greu să comentez. Păi informația. Cum și nu știți asta, că partenerul nostru se retrage? Asta vă spun, că nu știu exact informația pe care mi-o dați dumneavoastră. Nu am ce să comentez pe ea, că nu o știu, nu o stăpânesc. A, deci nu v-a zis domnul Voicu că vrea să facă un pas în spate? N-am avut de genul ăsta, adică suntem într-o altă, un alt tip de discuții și nu am avut discuții de genul ăsta, nu știu de unde a apărut informația asta. A, deci înțeleg că nici nu infirmați, dar nici nu confirmați 100%. Păi dacă nu știu despre ce e vorba, poate s-a întâmplat ceva absolut extraordinar în ultimele două zile, trei zile, nu știu. Chiar nu. Păi când ultima oară când ați vorbit cu domnul Voicu? Vineri. A, deci de vineri n-ați mai... Și vineri nu v-a spus care de gând să facă așa ceva? Nu, să întâlnim cu totul și cu totul alt tip de discuții. Nu știu, dar eu vă dați seama, toată lumea e curioasă. Deci domnul Voicu nu v-a zis vineri că vrea să se retragă de la Dinamo? Dacă mă lăsați, putem să vorbim după masă eventual chestia asta, dar nu știu acum să vă spun nimic și ar fi incorrect din partea mea să comentez așa ceva. Știu, dar nu, asta v-am întrebat. Deci nu v-a spus nimic domnul Voicu vineri că se retrage, nu? Că își cedează pachetul. Discuțiile nu sunt totuși cu tot o altă direcție, discuțiile noastre. Da. Da, înțeleg că e un șoc și pentru dumneavoastră puțin. Sunt un pic surprins pentru că dinamica a ceea ce gândeam noi era un pic alta, dar nu știu să vă spun acum exact. Uh-huh. Chiar n-aș vrea să comentez, sincer. Da, dar atâta pe subiectul ăsta vreau să mai întreb. Dacă domnul Voicu, și nu cred că ProSportul chiar pe Dinamo sunt foarte bine documentați, adică eu cred știrea asta că se retrage și că va prelua Renovațiu printr-o majorare de capital. Dar vreau să vă întreb, dacă știrea este până la urmă adevărată și chiar se retrage domnul Voicu, dumneavoastră mai rămâneți? La mine nu se pune problema, că mi-am asumat niște lucruri, am niște discuții active cu toți cei care sunt parteneri și acționari acolo. Discuțiile erau în altă zonă, în zona în care ar fi trebuit cumva altcineva să fie reprezentant și să fie o nouă imagine pentru proiect. Dar n-aș vrea să comentez acum, că nu știu exact ce... Am înțeles, dar deci nu se pune problema noastră să vă retrageți, asta e clar. În momentul ăsta în care discutăm, nu. Am înțeles. Poate după masă o să fie altă discuție, mi-e nu? Mi-e greu să cred, da? Ce vă e greu să credeți? Că după masă o să fie altă discuție pe subiectul ăsta. Da. Da, vă văd așa surprins și pe dumneavoastră. Sincer, mi se pare că sunteți chiar surprins de informație. Nu sunt surprins. Mă așteptam, datorită unor lucruri care s-au întâmplat, mă așteptam ca anumite chestiuni care cumva au fost interne să iasă buluc perioada asta, dar mă rog, asta e România, în ea trăim și se ocupă tot timpul. E o pierdere, domnul Voicu? Domnul Voicu e o pierdere pentru proiect, știți că dânsul a început, dar haideți să nu discutăm despre asta, că nu cred că e subiectul acum și nu pot să discut despre asta. Știu, ultimele detalii pe care le aveți noi. Da, normal, știți cum e, amândoi avem dreptate, subiectul este, dar doar că, cum să spun, trebuie să vă clarificați și noastră, că subiectul e, normal, evident. Când se retrage acționarul principal, știți cum e, nu putem să zicem că asta nu e subiect. 100% dacă ar fi așa. Da. A, dacă ar fi așa. Da, sunt curios, chiar sunt curios. Cine e până la urmă, domnul Niculescu, figura aia care vreți să o aduceți?
Dacă aș avea acordul în momentul ăsta să spun, vă dați seama că aș spune-o cu plăcere și aș fi subiect și pentru dumneavoastră și pentru mine. Dar deocamdată nu suntem în momentul. Am înțeles. Este tot așa o figură, fost dinamovist sau din altă zonă? Este un om de afaceri, foarte bine poziționat, care poate să aducă un suflu nou și să ducă o Dinamo la un alt nivel. O să vedem zilele viitoare. Da. Bun. Domnul Voicu a dat, uite, văd acum a dat și declarație oficială pentru ProSport. Cât am putut să contribui, am făcut-o, spune domnul Voicu. Am ajuns într-o situație în care consider că este mai bine să fac acest pas. Mi-am făcut datoria când a fost și mai mare nevoie, iar acum constat că există acționari puternici care nu caută publicitate și pot duce mai departe această structură. Pentru că las în urma mea o structură. Lucrurile sunt așezate pe un făgaș, direcția pe care am setat-o este bună, Dinamo e pe drumul corect. Tot ce ne mai trebuie este timp. Timp și puțină răbdare. Dacă vrei să construiești un club, trebuie să ai un schelet care atunci când am preluat nu exista. Când am venit, totul a târnat de o fărâmă de ață. O să îmi păstrez un anumit procent, dar mic. Va exista o schimbare zilele astea la Registrul Comerțului, a spus Eugen Voicu. Deci e clar că e subiect închis. E declarație oficială asta, domnul Niculescu. Da. Bun. Lăsați-mă și pe mine atunci să pot să vă spun punctul meu de vedere după ce... Da, nu doar atâta vreau să-mi spuneți. Este o pierdere, domnul Voicu, acum fiind oficial că se retrage? Păi la momentul la care suntem, evident că e o pierdere. Noi încercăm, cumva și am încercat prin discuțiile, ultimele discuții, să avem un câștig din această schimbare și să putem să propunem și să avem variante, cum v-am zis, care să dea un suflu nou pentru Dinamo. Am înțeles. Da, de-a lungul de ultimilor discuții v-a mai spus domnul Voicu și a mai anunțat intenția asta de a se retrage? În discuțiile dumneavoastră care le-ați avut. Era o discuție legată de cât de bine ar putea fi reprezentat acționarul majoritar al lui Dinamo printr-o figură care să aducă un suflu nou. Astea sunt discuțiile un pic aici și până nu putem să anunțăm ceva, cred că e greu să vorbesc eu și să dau detalii. Am înțeles. Spuneați despre nou acționar care să vină că este un om de afaceri cunoscut și dinamovist sau doar un om de afaceri cunoscut? Și dinamovist. Uh-huh. Adică un om potent financiar? Păi dacă v-am spus că e un om din mediul de business care... poate să aducă un suflu nou. Nu, stai, știți cum e nuanța, domnul Niculescu? Poți, de exemplu, să câștigi, vă dau un exemplu, ca om de afaceri, nu știu, un 2, 3, 4 milioane, să zicem, pe an, da? Și să bagi 800 de mii la Dinamo. Poți însă să fii, nu știu, Țiriac sau să fii Nicolae Badea sau să fii Șucu, să câștigi, nu știu, 15 milioane de euro pe an și să bagi 5 milioane. La asta mă refer. Adică... eu cred că mixul dintre bani și relaționare și poziționare în lumea de business este cel mai bun și cred că persoana respectivă întrunește aceste condiții mult mai bine decât oamenii pe care dumneavoastră i-ați menționat că au o avere foarte mare. Nu am înțeles. Credeți că va fi un șoc pentru echipă această plecare a domnului Voicu? Nu cred că nu sunt ei în zona interacțiunii foarte puternice cu acționariat. Da, știți cum e. Iarăși nu sunt, iară de-abia vă așezați, iară să clatină barca. Da, nu cred că se clatină nicio barcă. Nu e despre clătinat barca aici. Și așa cum v-am spus, pentru a găsi soluții și mai bune și a da și mai mult avânt acestui proiect. Am înțeles. Bun, deci e clar, dumneavoastră rămâneți, deci n-aveți de gând să vă retrageți, adică din ton asta mi se pare. Adică mi se pare că spuneți că aveți o datorie să mergeți mai departe, nu parcă așa simt din tonul dumneavoastră. Nu, haide să nu, că nu mă sacrific eu pe altarul ăsta, nu vreau să fiu în zona asta. Eu sunt într-un proiect în care muncesc, în care încerc să-mi fac treaba cât mai bine, în care colaborez cu acționarii și încercăm să găsim cele mai multe soluții. Am înțeles, deci rămâneți. Asta e clar că rămâneți, nu se pune problema. Da. Am înțeles. Am înțeles. Mai aduceți ceva jucători, domnul Voicu?
Domnul Nicolescu, pardon, domnul Nicolescu. Dacă mai poate să aducă niște jucători. Da, domnul Voicu, e clar că nu mai aduce jucători. Suntem în urmă cu 3-4 transferuri și încercăm să rezolvăm cât mai repede, pentru că cumva poate și aseară s-a văzut un pic. Că vă mai trebuie jucător, nu? Da. Uh-huh. Vreun român, vreun nume interesant? Din România, la momentul ăsta, e foarte greu, da? Nu se știe niciodată. Uh-huh. Deci mai mult piața externă. Da. Bine, vă las, că sunt convins că aveți de dat multe telefoane. Lucruri interesante, da, se întâmplă. Da, lucruri interesante. Bine, mulțumim și vorbim. Mulțumesc, domnul Nicolescu. Vă mulțumesc și eu. Și eu.